când ești mic e destul de greu să prevezi toate situațiile astea, cum să nu ajung într-un spațiu îngust, cum să nu ajung cu spatele la perete sau cu fața la perete și așa mai departe, cum să fiu conștient de mediul înconjurător. Dar treburile astea se pot educa și orice situație apare poate fi rezolvată prin antrenament. La antrenamentele de jiu-jitsu discutăm de cele mai comune situații de bullying sau cele mai comune situații de agresiune care pot apărea. De exemplu, dacă sunt pus la zid cu o mână în gât, în felul ăsta, la jiu-jitsu învățăm cum să controlăm mâna și să ne folosim corpul pentru a schimba unghiul și a ajunge într-o poziție dominantă. Atunci când stau de vorbă cu bully-ul și încerc să aplanez conflictul la nivel verbal, apropo, majoritatea conflictelor pot fi aplanate la nivel verbal dacă știi cum să vorbești. Să revenim. Vreau să țin mâinile sus, pentru că în momentul în care Mădălin vrea să mă lovească cu un pumn, să fiu capabil să-mi pun mâinile pe cap. Întotdeauna privirea este către agresor și sunt pregătit să reacționez. Atunci când negociez la nivel verbal, vreau să păstrez distanța, să fiu conștient de ce se întâmplă în spatele meu, pentru a nu ajunge din greșeală la col sau în spații închise. Mulțumesc frumos, Mădălin. Toate situațiile astea se învață la antrenamentele de jiu-jitsu brazilian, așadar dacă vreți să aflați mai multe sau să știți cum să vă protejați în situații de agresivitate, doar aici o puteți face.